În 17 mai, federațiile sindicale din învățământ au fost în grevă de avertisment timp de 2 ore. În aceea zi, reprezentanții profesorilor s-au întâlnit cu premierul Ciucă, cu ministrul educației, care a fost însoțită de mai mulți secretari de stat, pentru a găsi soluții la problemele angajaților, dar negocierile au eșuat. În consecință, luni, 22 mai, școlile vor fi închise, dar potrivit noilor reglementări, cadrele didactice și personalul auxiliar vor fi prezenți în școli, deoarece în premieră greva generală se desfășoară la locul de muncă. Promisiunile premierului Nicolae Ciucă i-a determinat și mai mult pe sindicaliști să declanșeze greva generală. După așa la 3, după o greva de avertisment, ne-a chemat premierul. A fost o discuție sterilă. Adică îmi spui că suntem dispuși să vă aplicăm anexa 8, asta e un detaliu tehnic, anexa 8, pe salariile pentru nedidactice, care trebuiau aplicate de la 1 ianuarie și nu sunt aplicate. Negociem legea, stai puțin, ce facem? Și a doua promisiune, că vă cuprindem un program de guvernare ca prioritate națională. Și aici ați pică mandibula. Rămâi cu gura căscată. Cum adică? Păi nu suntem prioritate națională prin legea educației? Da seama că s-a încheiat totul. Dacă voi de asta ne-ați chemat să pierdem timp, ok, ne vedem la grevă. S-a stabilit următoarea etapă de negocieri luni. Probabil că voi să vă aducați în grevă. Alcinism. Am auzit discuția asta în luna politică, hai mă să vedem chiar profesorii fac grevă, până aici s-a ajuns. Așa că mergem mai departe. La greva de avertisment au participat mai mulți sindicaliști decât au semnat, adică în loc de 4.400 au fost 4.900. Sindicatul din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara mizează pe aceeași participare masivă la greva generală de luni. Luni nu chemăm copiii la școală. Comitetul de grevă se ocupă de greviști, de organizarea grevei. Colegii care vor să participe la ore, vor să facă ore, trebuie să notifice școala. Greva conform legii, greva se face la locul de muncă. Este prima acțiune de protest, altă informație. Este prima acțiune de protest organizată în România sub noua lege a dialogului social, pompos, legea dialogului social. Este legea sindicatelor în care se vorbește și de greva. Cât timp se desfășoară greva generală, nu se predă, nu se ascultă, nu se pun note. Luni 22 mai va avea loc o nouă rundă de negocieri, mai spune Paul Rusu.